Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și astăzi revin la joacă, la Șotron, un program realizat de Teatrul Stella Popescu în colaborare cu editura Corind Junior. Voi citi un nou capitol din Recreația Mare de Mircea Sintimbrean. Un amănunt. Sfârșitul ultimului semestru. În prag de vacanță, Radu și Dinu învață. Mai precis repetă și mai precis repetă la zoologie. Cu pumnii la tâmple, legănându-se pe picioarele dinaintele scaunului, Radu citește cu glas tare. Cămila este un animal vertebrat, mamifer, rumegător. Radu, le treci peste astea că sunt amănunte. La recapitulare, ne interesează lucrurile în mare, ne-a spus și la școală. Nu vă pierdeți în amănunte. Cămila trăiește în zonele calde, în deșerturile Africii, Asiei Centrale și Turchiști. Amănunte, amănunte, scurtează-o, frățioare, treci mai departe. Cămila are două cocoașe și patru, și patru picioare și doi ochi și o coadă și te rog, nu te mai opri la mărunțișuri. Vezi pe la sfârșit cum mai e. Radu întoarce pagina. Există mai multe feluri de cămile, măi, dar treci peste fleacuri. Tu n-auzi? Pe noi ne interesează esențialul, ți-am spus-o de atâtea ori, de 100 de ori. Cămila este folositoare omului, mai ales în deșerturile în care din vântură ale hamite mâna. Gata, dă-i bătaie, Radule, te oprești la orice flecușteț. Altceva? Altceva nimic, atâta tot. Păi, vezi ce înseamnă să nu te oprești la fiecare chichiță? Așa se recapitulează, hai, deci mai departe. Poate mai prindem ceva din meci. Iepurele de casă. Iepurele de casă este un animal vertebrat, se știe, ca și cămila. Iepurii sunt folositori omului, ca și cămilele. Treci mai departe. Ei se hrănesc cu... Principalul e că se hrănesc. Vezi pe pagina cealaltă. Balena. Balena este un mamifer vertebrat, ca și iepurele. Zi mai departe. Ea trăiește etc. Treci la ce este esențial. Balena are o lungime de 25 de metri și o greutate de 150.000 de kilograme. Amănunte, Radule, amănunte, nimicuri. Respiră prin... ca și cămila. Nu te opri la toate chițibușurile. Unde vezi tu esențialul? Unde-i principalul? Păi, nu văd. Unde? Foarte bine, doar nu suntem la lecția de zi. Asta este recapitulare, fără amănunte. E oare nevoie să adaug în mai puțin de un ceas? S-a recapitulat întreaga zoologie? Sau poate să o cotiți că ar fi nevoie acum, la sfârșitul povestirii, să-l scot la lecție măcar pe unul din cei doi? Personal nu s-o cotesc că e un lucru esențial, dar dacă țineți cu tot din adinsul, poftim, vă împărtășesc răspunsul lui Dinu de a doua zi la zoologie. Și oarecele de câmp este... În general, lăsând deoparte amănuntele și ceea ce nu este principal, este un animal care, în linii mari, nu este prea mare și esențialul este că este mai mic decât celelalte care sunt mai mari. Așadar, cum am spus, lăsând deoparte amănuntele și ceea ce nu este principal, șoarece de câmp trăiește pe câmp. Poate că totuși nu era esențial să vă redau acest amănunt. Există însă un lucru principal și un amănunt pe care trebuie neapărat să vi-l împărtășesc. Principalul este că lui Dinu i s-a dat o notă. Iar amănuntul? Că e nota 3. Dragilor, vă îmbrățișez cu drag. Mergem înainte cu răbdare.